Revoluția! Respectați Convenția Europeană pentru Drepturile Omului! Ați emis două decizii irevocabile contrar diferite pe același caz! Revizuiți o hotărâre irevocabilă! Nu apărați corupționerii de la vamă! Și care-i problema că ați decis protestați? Protestez față de legalizarea corupției din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova de către judecătorii Curții Supreme de Justiție, prin care mă lipsesc de proprietatea privată, care este blocată la trecerea frontierei de stat, Cahul, pentru că am refuzat să dau mită la vamiști. Din 2005 până în prezent. Ei mi-au cerut mită vamiștii ca să pot devama mașina, automobilul. Am refuzat să dau mită și atât până în timpul de față sunt purtat pe drumuri de către vamiști împreună cu judecătorii care legalizează corupția a lor la serviciul vamal. Care este problema de ce am ieșit aici, din ce cauză? Deoarece în 2005 m-am adresat la toate structurile de stat din Republica Moldova și mi-au dat răspunsuri oficiale că automobilul domnului Besedovski este ilegal reținut de serviciul vamal al Republicii Moldova. Și el se devamează și se registrează în Republica Moldova. Registrul de stat mi-au dat răspuns Ministerul de Interne, Serviciul Standardizare și Metrologie, toate au declarat că anul de fabricare e 95 și se înregistrează în Republica Moldova. Se vămuiește. Serviciul Vamal a spus că anul de fabricare e 94 și nu se vămuiește, este mai mare de 10 ani. Dar dacă le dau mită, ei impun anul de fabricare 95. Dar dacă nu le dau mită, înseamnă că impun anul de fabricare 94. Și eu în 2005 am dat instanță de judecată la Curtea de Apel Chișinău. Curtea de Apel Chișinău a respins toate structurile de stat în care au spus că anul de fabricare e 95 și se înregistrează în Republica Moldova. Și la Curtea de Apel tot mi-au respins cererea mea de recurs, în care au spus că serviciul vamal este corect, că nu v-a permis să introduceți proprietatea dumneavoastră în Republica Moldova, deoarece anul de fabricare e 94, fără nicio probă juridică. Și este o decizie irevocabilă a Curții Supreme de Justiție. În 2013, Curtea de Apel admite toate structurile de stat care spune că e 95 și obligă pe registrul de stat să dea certificat în care anul de fabricare e 95 și se înregistrează în Republica Moldova. Curtea de Apel, ei au atacat la Curtea de Apel cu recurs registrul de stat și Curtea de Apel au respins recursul lor și a devenit o decizie irevocabilă al Curții Supreme de Justiție că e 95 mașina. Acum, la moment, deci strâng aici cu desăvârșire, există două decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, contrar diferite. În 2005, automobilul, anul de fabricare 94, în 2013, anul de fabricare 95 de acum. M-am adresat, după aceasta, m-am adresat săptămâna trecută, o lună în urmă, m-am adresat la domnul Micu, Consiliul Superior al Magistraturii. M-am adresat la Serviciul Vamal, m-am adresat la Guvern, m-am adresat la domnul Cropceanu, care este vicepremier pe problemele veteranilor în Guvern. Ei mi-au sugerat că, având aceste două decizii revocabile contrar referite, depuneți o cerere de revizuire. Și săptămâna trecută, judecătorii Curții Supreme de Justiție au respins cererea de revizuire pe motiv că eu am mai depus revizuire către Curtea Supremă de Justiție. Însă, după cum se vede, în
în decizia aceasta, judecătorii Curții Supreme de Justiție legalizează corupția care este acum la serviciu Vamal, ca aceea să nu răspundă în fața legii. Și prin intermediul televiziunii vreau să arăt că cererea acum ian, după ce am fost la toate structurile de stat, au respins-o. Și judecătorii Maria Chervaș, Luiza Gafton, Oleg Sternioală, Mariana Pitic și Ion Druță. Da? Eu vreau să-i întreb pe acești judecători, aceste doamne, da, care au luat această decizie, da? Eu am doi copii, ele sunt mame, ei au copii. Ei știu că copiii mei îndură foame de pe fără de legile care le comit ei, acești judecători corupți. Ei sunt judecători corupți, care noi nu vom izbuti atâta timp cât ei legalizează corupția rudele lor. Deoarece ei apără rudele care lucrează pe la vamă, prin toate instituțiile statului. Și mă adresez lui domnul, prin intermediul mass media, mă adresez lui domnul Plahotniuc, președintele Partidului Democrat. Dacă Partidul Democrat s-a asumat guvernarea în Republica Moldova și la toate întâlnirile oficiale se vorbește despre combaterea corupției în Republica Moldova, însă, după cum se vede, judecătorii nu se conformează legislației în vigoare de combaterea a corupției, de apărarea drepturilor omului. Judecătorii aceștia Curții Supreme de Justiție încalcă flagrant Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Flagrant, deoarece prin legalizarea acțiunilor serviciului Vamal, în care au șerut mită, ei au legalizat corupția. Ei și o legalizează în continuare. Și îndemn băieții care, veteranii de război, să iasă la proteste. Să iasă la proteste, să-și apere drepturile. Iată care este. Acum am mai depus o cerere de revizuire la Curtea Supremă de Justiție din nou și este pusă pe rol și aștept să văd ce verdict vor da acești judecători corupți. Dar eu știu una, că nu vor da ei cauză de câștig, nu vor admite cereri de revizuire, deoarece ei își apără corupționerii de la vamă. La serviciu Vamal, domnul Coropceanu de la guvern mi-au spus că Nicolae, noi ieri am protestat și la guvern, poliția nu mi-a dat voie să protestez la guvern, că a fost o delegație de la Uniunea Europeană. Și nu, dar am protestat mai într-o parte. Și vreau să spun că domnul Coropceanu mi-a spus că Nicolae protestează, dar protestează numai la Curtea Supremă de Justiție. La guvern degeaba protestez. De ce i-a spus așa? De ce? Deoarece ei cred că judecătorii sunt, că acum ei tot timp spun că puterea în stat este separată, executivă, legislativă, judecătorească. Dar noi știm că judecătorii aceștia sunt promovați în Parlament de către tot ei. Deoarece mai de ună am tras atenție că domnul Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a fost numit judecător prin Parlament de deputați de Partidul Democrat, a fost numit judecător 15 ani la Curtea Supremă de Justiție. Înseamnă că nu mai este chiar cum spun ei. Nu mai este cum spun ei, deoarece judecătorii Curții Supreme de Justiție, împreună cu tot sistemul care este, ei legalizează corupția. Și prin acest fapt ei îmi încalcă dreptul la proprietate, apărat de Convenția Europeană, la care Republica Moldova face parte. A semnat acordul de asociere la Convenția Europeană și a semnat și la Consiliul Europei. Asta este problema. Problema, eu voi protesta tot timpul aici până când proprietatea privată a mea îmi va fi înapoiată. Restituită. Deoarece prin acțiunile mafiei de la guvernare, da? De la guvernare.
prin acțiunea mafiei din Curții Supreme de Justiție, nu vreau să spun că toți sunt corupți judecători, dar sunt unii care au semne de întrebare. Prin aceste două decizii irevocabile, contrar diferite, se vede că unii judecători aplică legea, alții aplică telefonul sau legăturile de rudenie. Prin aceste două decizii irevocabile. Este imposibil ca să te lupți cu corupția în Republica Moldova atâta timp cât judecătorii Curții Supreme de Justiție legalizează corupția. Și toți care doresc documentele acestea cu privire la corupție să pot să mă găsească și să le prezint documentele cu privire la corupție. Chiar și procuratorii generale care m-am adresat și au spus că noi nu putem să ne vârâm în întreburile instanței de judecată. Centrul Combatere a Crimelor Organizației tot nu putem să ne vărâm în treburile instanței de judecată. Dar cine poate în instanțele de judecată să vadă că ei iau decizii ilegale? Cine? Cine în Republica Moldova s-a asumat actul de guvernare și care trâmbițează pe la fiecare colț combaterea corupției? Doar pe hârtie? Iată, asta dă dovadă că combaterea corupției în Republica Moldova se face doar pe hârtie. Doar pe hârtie. Și nici de cum în realitate. Atâta timp cât vom avea judecători care nu aplică legea, nu aplică standardele internaționale, nu aplică nimica. Resping toate structurile de stat. Oameni buni, unii ne ducem noi. Dar posibil că acești judecători care resping acestea revizuirea mele sunt niște elemente numite ca să fiu pedepsit pentru că sunt veteran de război pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Eu consider că asta, bandiții și de la vamă, mă pedepsesc că sunt veteran pentru independența și integritatea Republicii. Și mă pedepsesc încă și pentru una că am legalizat în 2006 standardele internaționale de determinare a anului de fabricare a automobilului importate în Republica Moldova. De ce? Eu le-am închis lor robinetul de introducerea a mașinilor furate în Republica Moldova. Le-am închis. Și pentru asta bandiții de la serviciu vamal mă pedepsesc, inclusiv și judecătorii. Cum poate să fie o mașină care a fost introdusă în aprilie de alți oameni, înregistrată, a mea nu merge. Pe aceleași criterii, pe aceleași legi, nu merge. De ce? Ori că am refuzat să dau mită la vamiștii de corupți de la serviciu. Vamiștii se răzbună, da, se răzbună inclusiv și conducerea serviciilor vamal, deoarece ei au cum zice, în toată ziua le vine atcat, cum se spune în română, le vine partea lor din toate fără de legile care azi. De atâta și ei nu pot să spună că să oprească această corupție de la serviciu vamal. Și este o corupție din 2005 până în timpul de față, împotriva familiei mele, veterani de război pentru independență. Și ei spun că veteranii ies la proteste, că pur și simplu, nu ieșim noi pur și simplu la proteste, noi ieșim să ne apărăm drepturile noastre, drepturile constituționale. Și Constituția o încalcă băieții, Constituția tot o încalcă băieții, aici Ian, de la Curtea Supremă de Justiție. Nu toți, nu putem să spunem că toți, dar unii judecători sunt corupți până în măduva oaselor. Și ori îi apără pe cineva, dar este imposibil ca în secolul 21 să fiu lipsit de proprietatea privată și suntem în era comunismului. Nu suntem, de acum comuniștii au plecat. Nu putem să atunci numai să depozita de proprietatea privată. Deci protestat ca să vă fie întoarsă proprietatea privată. Întoarsă proprietatea privată, să fiu restabilit în drepturile mele. Și să respect Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Deoarece prin acești demnitari de stat, care nu fac nimica pentru a respecta drepturile omului, eu sunt nevoit ca să ies mâine, poi mâine, să-mi dau foc aici.
V-a dat foc? Da, dar de ce nu? Eu ies și îmi dau foc într-o zi aici. Deoarece bandiții, se bat joc de mine. Din 2005 până în timpul de față. Mafia asta se bate joc. De ce? De ce se bate joc? Când eu ședem prin trașăie, când m-o trămâs la război, m-o trămâs să mă călișească acolo, Ian, da? Ei ședeau prin restorane și prin saune. Aceștia care sunt acum, Ian, în fotoliul curții supreme de județ și eu decizii ilegale. Eu ședem în tranșăile și ele, rășit și tot asta, Ian. Și acum, Ian, îți bat joc de mine. Pentru ce? Bandiților. Va veni vremea și veți răspunde, bandiților. Veți răspunde. Dacă nu în fața lui Dumnezeu, veți răspunde. Dar nu știu dacă au ei ceva sfânt, acești judecători. Ei tot au copii. Ei au copii, dar nu sunt ca a mei, chinuiți de acești bandiți, care n-am și le pune pe masă. Și spun bandiții că veteranii ies și protestează. Uitați-vă bandiților la drepturile veteranilor. Uitați-vă legea cu privire la veterani. Ce scrie în legea cu privire la veterani? Că Constituția este... legea trebuie să... Trebuie Constituția Republicii Moldova și respectată. Și articolul din Constituție, dreptul la proprietate, este încălcat de bandiți. Unde e? Unii... Mâine pui mâine, eu o să-mi dau foc aici. Și voi protesta la toate structurile de stat, la toate, în toată ziua, non-stop. Și acum voi am depus cereri de prealabilă de declarare a grevei foame la șteful cel mare. Deoarece este imposibil să mă lupt cu această corupție a bandiților care vor să trăiască bine, să aibă căsă de milioane, să aibă câte 4-5 jipuri, mașini mari în ogradă, pe schinarea mea, de la copii la gura la copiilor mei. Bandiților, opriți-vă, încă o dată, bandiților, opriți-vă, și bandiților tăți care sunteți, opriți-vă, nu legalizați corupția, bandiților, dați-mi proprietatea, ce aveți cu proprietatea copiilor mei, proprietatea mea, bandiților. Că sunteți bandiți, voi, prin două decizii irevocabile, contrar diferite, pe același caz în care anul de fabricare în 2005 ați spus că e 94, respingând toți structurile de stat care au spus că e 95 și în 2013 ați spus că e 95 mașina, voi prin asta arătați că voi legalizați corupția bandiților. Și toți bandiților, uitați-vă la oameni și faceți. Veteranii o să-i mobilizăm, o să ieșim mai mulți. Vin alegerile bandiților, lecuiți bubile, acestea sunt bubii care le-am spus și la Vamă și lui domnul Micu. Domnul Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a spus că depune o revizuire, domnul Nicolae. Și care e problema? O respins-o. Deci o săptămână o respins-o, că eu am mai solicitat așa revizuire. Băi, oameni buni, eu am solicitat revizuire și când erau și comuniștii. De la comuniști eu nu mă așteptam la nimica. Că era Tătuca Voronin. Și gata, Tătuca Voronin și spunea ce făceau tăți. Dar mă, și este altcineva care astea. Este totuși legea, băi băieță. Voi pleca în comunitatea europeană. Voi pleca la Parlamentul European. Voi protesta acolo. Mă duc și mi-ai dat foc la Parlamentul European, la Consiliul Europei. Pe forma să mă duc și să-mi dau foc acolo ea. Să arăt bandiții de la Curtea Supremă de Justiție și fac. Și fac ei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cum falsifică ei documentele acolo ea? Grefierii copiilor de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cum falsifică documentele acolo ea? Dreptate nu-i. Unii dreptate. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, deși nu o respectă. Constituția, deși nu o respectă bandiții. Și îi spun că suntem o țară democratică, o țară cu legi, cu astea. Unii sunt legile? Pentru cine să aveți legi?